Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Capricorn. Haideți să facem etalarea pentru luna iulie 2023, să vedem ce vă așteaptă în această lună. Mâine seara este luna voastră, în Capricorn începe luna voastră importantă și mi-a sărit și bărbatul invers. Cineva vrea să-și facă aici cumva o operație de schimbare de sex? Ori cineva își crede că este mult prea... O persoană își crede că este mult prea masculină și vrea să devină mai feminină, chiar dacă ești femeie. Consider că ești mult prea masculină și ești din energia asta masculină și vrei să devii mai feminină. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Capricorn, cei cu ascendent descendent luna Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, luna iulie 2023, evenimente importante, Capricorn. Aici au fost puse niște vorbe foarte urâte, care pe tine, sincer, să fiu, te lasă rece. Ia uite. Eu le-aș pune pe astea jos, de fapt, și le-aș pune pe astea. Tu ai și leu aici, ca de obicei. Aveți și leu aici. Tu ești o persoană foarte pozitivă și, mai mult decât atâta, urmează un succes extraordinar, afacere de succes, reușită, o idee nouă, noi proiecte. Aici sunt niște minciuni care au ieșit la suprafață, niște bârfe mai exact spuse, care pe tine nu te interesează. Legate de... cred că nu are nicio legătură cu ce urmează pentru tine, are legătură cu prieteni, cunoștințe, persoane pe care tu le-ai înlăturat din viața ta pentru că nu mai sunt folositoare în drumul ăsta de succes care urmează pentru tine. Și asta a scos și la suprafață, de asemenea, ceea ce... Tu trebuia să iei o decizie. Te-a ajutat să iei o decizie când ai aflat lucrurile astea sau le afli. Pentru că ai avut persoane false lângă tine și ai aflat cum au vorbit persoanele astea despre tine sau intențiile lor, dorințele și așa mai departe. Și asta te-a ajutat sau te ajută să iei o decizie când vine vorba de a termina cu anumite persoane exact pe care le-ai investigat mai bine, ok? Le-ai văzut mai bine decât de obicei. Și asta te-a ajutat să mergi mai departe, da? Am spus, asta le pun la loc. Acum ai o direcție, adică cumva te-ai aștepta foarte mult o nouă direcție. Că ești bărbat, că ești femeie, dacă, indiferent ce ai fi, în luna asta te cuplezi cu cineva, o persoană care o să-ți aducă o fericire foarte mare, o persoană nouă sau o persoană care o să te ajute să-ți dai seama unde vrei, care este direcția ta în viață, să te simți acasă. Asta e mesajul pe care l-am auzit pentru voi. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Capricorn, cei cu ascendent, descendent, luna Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, în luna iulie 2023, evenimente importante, Capricorn. Da. Aici cuiva i s-a întors un conflict pe care a încercat să-l creeze în viața ta. Tu ești o energie angelică, nu contează. Chiar dacă ai Capricorn, ai și săgetător. Cumva cineva aici are și săgetător și Capricorn, și înger și demon. Și alb și negru. Tu ești un echilibru, ești o forță. Iar aici cineva a încercat din gemeni balanță vărsător sau... Fecioară, să-ți aducă un conflict în viața ta, chiar Scorpion. Se pare că cu roata îi se întoarce acest conflict pe care ți-a încercat să ți-l aducă în viața ta. Ori pur și simplu persoana asta a fost demascată de tine și a avut această reacție pentru că poate ai întors vorbele cuiva sau i-ai spus cuiva în față ce părere aveai despre persoana asta și nu se aștepta. Vreau să vă citești turnul. Da, cineva regretă foarte tare aici că a vorbit urât despre tine. Cineva regretă că a avut această atitudine. Ce se săbiște, nu? Cineva regretă că, uite, au ieșit minciunile la suprafață. Cineva regretă, se simte foarte prost. Cuiva este foarte rușine aici. Și am și regina de săbi și repetat regele de săbi. Cineva din gemeni balanță vărsător regretă, se simte scorpion, se simte foarte prost aici. Ce minciune a ieșit la suprafață cu 7 de săbi și este... Cred că aici este vorba, pentru că mi apar mai multe femei. Wow!
Wow. Secundă. Ce minciună ai și la asta, bata? Cineva avea o frustrare foarte mare în ceea ce ținea de tine. Tu trebuia să pleci să lași persoanele astea sau persoana asta să pleci pe mai departe. Persoanele astea n-au ce căuta lângă tine și au înțeles lucrul ăsta într-un final, pentru că aici cineva a vorbit într-un adevăr. Era vorba de un interes financiar din câte văd, sau un divorț, încheierea unei afaceri, nu vreau să mai fiu asociată cu tine, nu vreau să mai lucrez cu tine. Poate ai de-a face și cu un berbec taur. Ideea este că cineva se simte foarte prost în fața ta pentru niște evenimente pe care le-a creat sau certuri pe care le-a adus în viața ta, ori lucruri urâte pe care le-a spus, sau pur și simplu că te-a pierdut ca și membru al familiei sau te-a pierdut ca și o persoană, ca un suflet curat, să spunem așa, ca un suflet bun. Cineva regretă că a avut acest comportament și această atitudine față de tine. Un comportament foarte urât sau un comportament plin de interese, falsuri, minciuni, trădări și așa mai departe. Eu aș vrea să vedem altă energie acum. Mai vreau energie pentru cei din zodia Capricorn. E cu ascendent de șemenul la Marte, de Nord, Nordul, Sud, Lilith. Iulie 2023. Tu aici să știi că primești o ofertă foarte serioasă în dragoste. Este o monedă de 10 de cupe. Te cuplezi cu o persoană nouă. Este vorba și despre o nouă afacere, idei de afaceri, probabil o afacere în familie. Vânzări pe bani de aud. Produse căutate de toată lumea, dorite de toată lumea. Poate ți-ai deschis o afacere în familie, o afacere acasă. Pentru alții dintre voi este o dorință de... Iar mi apare energia asta, tot insistă să-mi apară că tu ai scăpat de femeia asta din gemeni, balanță, vărsător, cine o fi bărbat, pentru că ai lăsat toxicitatea la o parte și probabil că asta e trezirea care încearcă să-mi o spun aici, pentru că tu ai devenit împărăteasă, nu vreau să mai bag în seamă energia asta, asta e ideea. Ok? Pe mine mă interesează ce urmează nou pentru tine, că este ceva foarte frumos. Adică, în ceea ce ține de rivalitate, cred că tu ești o persoană foarte descurcată din punct de vedere financiar și asta strânește invidia celorlalți și acum înțeleg de ce am fost asta la baza etalare și de ce am început etalarea așa. Iar mai mult decât atât, o să devii și o persoană și mai populară și o să ai reușite și mai mare, abundență și mai mare, iar persoanele astea au înțeles că locul lor este în altă parte și nu lângă tine, pentru că te-ai debarasat de cine nu știe să te aprecieze. Vreau să văd o nouă ofertă cu asul de monede pentru cei din zodia Capricorn. Aici este ceva ce ține de echilibrul tău. Mai mult decât atât, tu ești o persoană... Cred că ai lucrat foarte mult cu tine ca să ajungi la energia asta. Foarte mult ai lucrat cu tine. Ca să ajungi în echilibru de eremit, cu echilibru și soarele, e wow. Ești o persoană extraordinar de înțeleaptă, matură, spiritual și... Am mai vorbit eu la un video, ai înțeles semnificația și menirea, semnificația vieții, ok? Nu cred că te deranjează lucrurile astea. Cred că ești foarte profundă sau foarte profund în gândire. Și cred că te așteptai la turnul ăsta pe care l-ai și văzut că o să se întâmple. În legătură iar cu regiile ăsta de săbii, regina de săbii, poate chiar un cuplu care te-a trădat. Cuplu, ok? Relația nouă pentru cei din zodia Capricorn. Vreau să văd relația nouă. Tot îmi apare leu. Poate chiar începe o relație cu un leu, ok? Sau relația nouă pentru cei din zodia Capricorn. Tot regele de bute. Acum nu înțeleg, cred că e foarte mult foc persoana asta, pentru că are și perbec. Relația nouă pentru cei din zodia Capricorn. Poate să înceapă cu o aventură, poate v-ați cunoscut pe internet, ați vorbit foarte mult la telefon sau vă cunoașteți pe internet, vorbiți foarte mult la telefon. Este poate să fie un bărbat divorțat, un bărbat sau tu poți să fii un bărbat divorțat sau un bărbat care ai creat o relație, un eșec din viața ta. Ai cunoscut persoana asta care poate fi o persoană mai mare decât tine sau nu neapărat. Pur și simplu să ai un grad foarte mare de respect pentru această femeie.
să consider că este o femeie foarte frumoasă, o femeie de succes, o femeie pe care o apreciezi din punct de vedere, ca să spunem așa, ce face din punct de vedere profesional, ok? Ai un respect foarte mare pentru persoana asta. Mai vreau energie pentru cei din zodia Capricorn. Cred că tu ca femeie, și dacă te ești din exterior pentru cineva din Capricorn sau ești Capricorn, nu văd că dai foarte mult în perioada asta. Cred că mai mult te interesează să primești și anume să vezi cine te merită cu adevărat. Da. Este cineva aici care o să-ți merite inima și o să te facă să te deschizi din punct de vedere emoțional. O să-ți schimbe viziunea și direcția, ok? O să știi exact cum am spus. Bărbatul ăsta o să te facă să înțelegi cum este să te simți acasă lângă cineva. Mai concret, ok? O să te ajute să te simți în siguranță, în stabilitate, în confort, în largul meu și așa mai departe, aud ca și mesaj. E cineva care o să te iubească foarte mult. E cineva care o să aibă pentru tine dragoste la prima vedere. Cred că și tu o să placi foarte mult persoana asta, dar nu o să-i spui treaba asta. Cred că o să fie ceva wow la prima vedere, dar nu o să-i spui. Nu o să-i recunoști 100% că ți place foarte mult. Exact. Nu o să-i recunoști 100%. O să fie un fel de... Vreau să văd fapte, nu vorbe, în primul rând. Da. Mă interesează dacă persoana asta mai umblă cu altcineva. Mă interesează dacă este o persoană serioasă. Nu vreau conflict. Nu vreau competiție. Vreau să știu dacă vorbește într-o adevăr. Vreau să știu dacă lucrează ceea ce spune că lucrează. Vreau să știu dacă are o stabilitate. Nu mă interesează ca și până acum să fie o persoană instabilă. Dar clar ai de face cu o zodie de foc. Clar tu o să fii cu o zodie de foc. Da. Atât am avut și pentru cei din zodia Capricorn, eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor, vă pup și ne vedem la un nou video.